Femeia din București, peste care a căzut de la etajul 5 o sinucigașă, n-a supraviețuit loviturii. A murit peste noapte, în ciuda eforturilor medicilor. Contabila, despre care ieri se bănuia că s-a aruncat de la 20 de metri, a recunoscut că ea a vrut să-și ia viața. A povestit că s-a uitat în stradă înainte să sară, doar că n-a văzut că trecea cineva. Victima ei, tot o economistă de 60 de ani, locuia în același bloc și se îndrepta spre stația de autobuz în momentul în care a fost zdrobită. Vă avertizez că urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Ileana Cristea locuiește la același etaj la care funcționează și firma pentru care lucra femeia sinucigașă. Poate în același timp în care contabila de 43 de ani a mers pe balcon ca să recurgă la gestul extrem, economista ieșea din bloc și dorea să ajungă la serviciu. După ce face câțiva pași, este strivită pur și simplu de trupul căzut de la 20 de metri. Impactul este asemănător unui accident cu o mașină care circulă cu peste 60 de km la oră. Victima a fost dusă în stare critică la spital. Medicii au operat-o mai bine de 5 ore, în timp ce familia ei a stat cu sufletul la gură. Minutele acelea în care aștepți, te uiți să-ți deschidă ușa, să-ți zică ceva, momentele alea sunt, nu știu dacă vă puteți imagina. Inima femeii s-a oprit la 10 minute după ce a ieșit din operație. Medicii au readus-o la viață pe moment, dar au transmis familiei că șansele de supraviețuire sunt minime. Nu ne gândeam decât, Doamne, prin 1% speranța aia care ne-o dă să ne legăm de asta. Ileana Cristea a murit la ora 22:10. Contabila, care voia să-și încheie socotelile cu viața, a scăpat cu răni minore, dar rămâne internată la Spitalul Floreasca. Contabila de 43 de ani, care s-a aruncat de la etaj, ar fi recunoscut în fața polițiștilor că a vrut să-și ia viața. Pentru că gestul acesteia a dus la moartea unei alte femei, va fi cercetată pentru omor cu intenție indirectă. Infracțiunea este una rar întâlnită. Prin faptul că dumneavoastră s-a aruncat de la etaj într-o zonă populată de foarte multe persoane, dumneavoastră, chiar dacă nu a urmărit să provoace decesul unei persoane, ea a prevăzut acest rezultat. Ea a recunoscut că îi pare rău și a spus de față cu toată lumea că îmi pare rău, dar eu m-am mutat când am vrut să stau și nu era nimeni. Colegii au descris-o anchetatorilor drept o persoană introvertită, dar altfel un profesionist desăvârșit. Nu a fost încă audiată. Procurorii ar putea decide transferul ei la o clinică de psihiatrie pentru evaluare. În cazul în care se va stabili că nu avea discernământ, vorbim de o cauză de neimputabilitate și existența unei cauze de neimputabilitate înlătură răspunderea penală pentru comiterea acestei infracțiuni. Ileana Cristea lasă în urmă un soț și două fiice. Lucra de 20 de ani la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din București. Colegilor nu le vine să creadă că au pierdut-o. O văd în fața ochilor, la biroul la care stătea. Era persoana care se oferea din primul moment să ne ajute. Familia victimei a anunțat că va da în judecată pe contabilă și va solicita despăgubiri.